Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Cătălin Cârnu și vă prezint titlurile din lumea sportului. Deschidem cu fotbal. România și Franța au încheiat nedecis scor 2-2 în preliminariile Cupei Mondiale din 2010. Africa România calită Slobozia. S-a disputat la Constanța și a avut două reprize. Acum intră, fraților, ca să se simtă. S-au condus cu 2-1, dar au fost egalați după pauză, tremurând până în final. Golurile noastre au fost semnate de Florentin Petre și de Goian, stelistul marcând punctul cu numărul 1000 din istoria naționalei. Pentru francezi au înscris Ribery și Gurcu. În alte două jocuri din grupa a șaptea, Serbia a bătut Lituania cu 3-0, iar insulele Feroe și Austria au remizat scorul 1-1.